Gabi! Salutare! Bine ai venit, bine ai venit la ceea ce se numește Porsche Talks Tennis. Frumos! Da, diferit. Frumos, da. În primul rând, felicitări că tu vii aici pe val. E foarte bine că vii pe val, e foarte bine că vedem că din spate vin jucătoare ca tine și vă așteptăm în continuare cu rezultate mari. Doamne ajută! Mulțumesc. Așa, Hamburg, Palermo. Cum a fost? Bine? De fapt a fost bine, da. Da, clar a fost bine. La Hamburg, sincer, nici nu trebuia să merg, pentru că a fost o decizie în ultima sută de metri. Trebuia să plec în Amsterdam. Ok. Trebuia să joc un 60.000 acolo. Și chiar în seara de dinaintea plecării, antrenorul m-a întrebat, te-ai uitat să vezi cum sunt listele de la Hamburg? Și i-am spus, nu m-am uitat, dar mă uit acum. Când m-am uitat, am văzut că intrasem ultima la Hamburg. Ok. Aproape că luasem bilete, făcusem rezervarea pentru Amsterdam și în ultima secundă am zis, ok, hai să plecăm la Hamburg, asta este, nu mai contează, totuși e turneu mult mai mare, mergem acolo și vedem ce se întâmplă. Și da, am reușit din calificări să câștig turneul. Nu mă așteptam nici eu să câștig turneul în momentul ăsta, pentru că venisem după o perioadă foarte grea. Accidentări, deces în familie, nesiguranță, neîncredere și așa mai departe. Și a venit au venit victoriile astea efectiv pe neașteptate. Cele mai frumoase, știi, te bucuri cel mai mult de asta. N-am înțeles, sincer, ce s-a întâmplat cu mine după ce am câștigat turneul de la Hamburg. Abia la Palermo am înțeles ce am realizat. Okay. Eram așa, dusă de val. Deci momentul a fost... Da, treceau zilele pe lângă mine ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Wow. Okay. Mi-am dat seama în momentul în care oamenii care nu aveau nicio legătură cu tenisul, deci care nu știau absolut nimic despre tenis, m-au sunat să mă felicite. Și atunci mi-am dat seama că, wow, apoi și mesajul Simonei, care m-a super încurajat și mi-a dat încredere, pentru că, na, să primești astfel de mesaje de la o campioană ca Simona, na, toată lumea ajută. Înțelege. Bineînțeles. Da. Păi bine că, practic, în perioada asta, uite, ea fiind accidentată, tu ai luat locul. Ești singura româncă victorie, practic, într-un turneu în momentul ăsta. Da, nici nu sunt la jumătate da, din performanțele Simonei. Păi îți urăm să fii chiar mai mult decât atât, dacă se poate. Noi suntem alături oricum și ne bucurăm când vedem că se întâmplă lucrul ăsta. Da. Asta e un mare, mare lucru. Și eu, mai ales că toată lumea știe cât de naționalistă sunt. Și cât de mult îmi iubesc țara și cât de mult am plâns la Fed Cup. Cunoaștem. Da. Păi bun, de acum înainte urmează olimpiade și alte nebunii de genul ăsta. Da. Foarte bine. Da. Hai să vedem. O să spun niște întrebări. Da. Sunt despre tenis, despre tine și așa mai departe. Ideea este să ne bucurăm de momentele astea și de acest, hai să spunem, interviu, deși e o discuție. Da. Mai ții minte primul tău meci în circuitul WTA? Și ce s-a întâmplat? Și cu cine ai jucat? Sincer, cred că mi-aduc aminte de toate meciurile mele. Ok. Mai ales de când am început tenisul profesionist, ca să zic așa. Primul meci a fost la turneul de la BRD Bucharest Open, cred că în 2012 sau 2013, și am jucat cu Alexandra Cadanțu. Ați fost între voi, da. Româncele. Da, primisem wildcard pe calificări. Ok, da, ai bătut-o sau nu? Da, am pierdut de la Maria Sakkari. Trei seturi. Da. În ultimul tur de calificări. Nume mari. Da. Uite, dacă ai avea tocmai superputeri, tu ai superputeri, că tocmai câștigi turnee WTA, e ok. Dacă ai avea superputeri și ai putea să schimbi o regulă din tenisul actual, ce ai schimba? Dacă aș putea să schimb ceva, cred că ar fi cea cu time violation, mai ales după un punct care s-a disputat foarte mult, pentru că mi se pare puțin, nu știu, o regulă nu prea confortabilă.
având în vedere că ne trebuie și nouă puțin timp să respirăm, oricât de, oricât de bine pregătiți am fi, uneori cred că o gură de aer ar fi binevenită. Ca în viață, știi? Da, exact. Care a fost cel mai bun sau cel mai pozitiv, cel mai bun, cel mai eficient sfat pe care l-ai primit vreodată și cine ți l-a dat, profesional vorbind? Oh, am primit extraordinar de multe sfaturi care cumva s-au mulat pe jucătoarea Gabriela Ruse sau nu. Ok. Însă cred că cel mai important sfat a fost de la tatăl meu, care mi-a spus în felul următor: ai răbdare, fă-ți treaba în fiecare zi, că până la urmă timpul le va decide și îți va arăta că munca n-a fost degeaba. Da, frumos. Și da, a avut dreptate. Cu siguranță. Acum pot să confirme asta. Da, pentru că sunt o fire, nu prea am răbdare. Ok. Și, adică, bine, acum m-am cam schimbat. Însă când eram mică la junioare, doream așa să se termine imediat, să câștig turnee, meciuri... Și nu prea acceptam să pierd. Și mi-a explicat că în viața fiecărui sportiv e obligatorie această perioadă de înfrângeri, pentru că altfel nu poți să ajungi. Așa s-a întâmplat și în circuitul WTA. Am avut numai suișuri și coborușuri. N-am putut să fiu pe o linie. Asta mi-a lipsit constanța. Însă așa este, așa e viața, așa e în viață. Da, înveți din înfrângeri, că despre asta e vorba. Exact, da. Apropo de învățat din înfrângeri, uite, tu acum ai început să câștigi turnee, vrem să câștigi cât mai multe cu toții, probabil, dar spune-mi, dacă ar fi să poți să alegi, deși știi cum e, la momentul ăla nu mai alegi chestia asta, că se întâmplă, ai vrea numărul 1 WTA sau ai vrea un Grand Slam? Sau mai multe, în fine? O medalie olimpică. Pe bune? Și numărul 1 mondial. Wow, clar. Ce tare răspunsul ăsta. Da. Cool. Clar, cred că fiecare jucător de tenis își dorește să câștige un Grand Slam. Însă după ce am câștigat turneul de la Hamburg și am făcut finala la Palermo, mi-am dat seama că sunt pe drumul cel bun și încep să culeg roadele, ca să spun așa. Și chiar consider că acum am încredere în mine, chiar dacă probabil nu o să câștig toate meciurile, e normal asta. Absolut. Însă dacă îmi fac treaba, locul meu va fi acolo, va veni într-o bună zi, cum au venit și aceste victorii. Deci răbdarea e un lucru important în tenis. Da, exact. Și în timpul punctului și în carieră. Da, exact. Ok. Care este sau a fost idolul Gabrielei? Idolul Gabrielei a fost Maria Sharapova, clar. Am crescut cu Maria Sharapova, mi-a plăcut extrem de mult de ea. Iar după aceea, când am crescut, sincer, cel mai și cel mai mult pentru mine, Simona a fost preferata mea, pentru spiritul de luptă pe care l-a avut de fiecare dată în toate meciurile. Însă nu pot să spun că am un idol, pentru că eu încerc să iau calitățile de la toate jucătoarele. Adică, uite, Monica. Pentru mine Monica este prietenă, în primul rând, dar am învățat atât de multe lucruri de la ea în ultima perioadă, stând cu ea, jucând dublu. A fost o experiență importantă pentru cariera mea. Da, demonii, să știi că se vorbește, multe jucătoare spun asta. Eu îmi doresc tare mult ca într-o bună zi să fie antrenoarea mea. Wow, ce tare asta. Da, și am propus asta de acum mulți ani. Ok, da. Moni, ai grijă că ai treabă. Deci avem treabă. Da. Dacă ar fi să poți să alegi ca toată cariera ta sau tot tenisul profesionist din lumea asta să se joace pe o singură suprafață, bine, acum cred că eu știu răspunsul din partea. Ai zice zgură că am câștigat turneele. Păi acolo, nu, asta îi spune. Nu, spune nu, nu e așa, nu? Acum depinde la ce ne referim. Clar, din punct de vedere al rezultatelor, rezultatele mele cele mai bune au fost vizibil pe zgură. Însă,
Cred că cel mai și cel mai bine și cel mai clean mă simt pe terenurile de iarbă. Mă simt așa, ca și cum joc într-un film. Wow, ok. Efectiv, nu e... Adică e vorba de atmosferă, exact, de ce de se întâmplă în jurul meciului, da, în sine, nu? Da, nu te simți ca la un turneu, nu știu, pe care trebuie să-l câștigi, ai presiune, ești supărat că nu joci bine, că nu te simți bine. Uh-huh. Efectiv, pe iarbă parcă cumva... pe mine personal mă face să uit de toate celelalte lucruri din exterior. Păi te așteptăm la Wimbledon, uite, avem treabă iar. Da. Aole. Moni, câtă treabă ai. Bun. Lovituri. Dacă ai putea să alegi între o lovitură urâtă, dar foarte eficientă, și una spectaculoasă, dar riscantă, ce alegi? Dacă mai fi întrebat lucrul ăsta la 18 ani, clar ți-aș fi răspuns cea riscantă. Spectacol. Clar. Sunt toată lumea, mă știe, fiind o jucătoare căruia îi place spectacolul. Însă am ajuns la maturitatea și înțelegerea că punctele mai eficiente și mai răbdătoare sunt mai importante decât cele la risc pentru frumusețea publicului, adică ca să se bucure publicul. Da. Asta e maturitate. Dovadă de maturitate. Good Totuși job. Am și eu 23 de ani, merg pe 24. Mulți înainte, va fi bine. Mai ai. Da. Apropo de lovituri, cumva toți sau toate vă doriți să fiți o jucătoare foarte completă, dar complet să aveți în arsenal toate loviturile. Dar știi foarte bine că și tu ai o lovitură pe care nu o folosești foarte des, dar la care ai vrea să fii as. Spune-mi o lovitură pe care ai vrea să o folosești din ce în ce, pe care o folosești puțin acum, dar pe care ai vrea să o folosești din ce în ce mai des, sau dacă ai putea să ai acele super puteri de care spuneam, să ți-o pui acum în tolbă și să o folosești eficient. Ce te-ar ajuta foarte mult? Cred că mi-ar plăcea extrem de mult să îmi pot îmbunătăți serviciul, okay, mai mult. Cred că acolo este un punct care mai poate fi extrem de mult dezvoltat. Și acolo cred eu, pentru că altfel toate loviturile sunt la locul lor, le folosesc destul de rar. Nu sunt o jucătoare care să poată să mixeze atât de mult. Pentru mine, ceea ce am învățat la antrenament, aia pun în practică în timpul meciului. Deci, cumva, nu aș putea să mă schimb în momentul de față. E deja mult prea târziu, am deja o vârstă. Uh-huh. Și, dar cred că mi-aș putea îmbunătăți mult mai mult serviciul. Pentru că meciurile în care serviciul... am un procentaj bun la serviciu, devin mult mai ușoare în favoarea mea. Ok, bun. Deci avem treabă, Moni. Așa. Da, măi, asta, răspunsul cu serviciu, și că l-am auzit la foarte mulți jucători și am impresia că serviciu este o lovitură care se antrenează până la finalul carierei. Da. Toată lumea spune asta, de fiecare, în fiecare an îmbunătățesc serviciu. Eu simt că în momentul în care obosesc, acolo se dereglează, pentru că serviciul este o lovitură care constă în foarte multă coordonare. Iar odată ce nu mai ai acea coordonare din cauza oboselii, dai seama că se schimbă toată mecanica. Mm-hmm. Mime de secundă în care nu mai lovești mingea în punctul acela s-a dus. Da, înseamnă 30 de centimetri exact, afară, de exact, exemplu. Corect. Exact, da. E ca la matematică. Eu joc tenis amator. Dar, cu toate astea, avem ceva în comun. Noi amatori ăștia care jucăm în weekend și voi cei care faceți asta zi de zi pentru, știi cum e, for a living. Da. Știm foarte bine că tenisul constă în special în trei lucruri. 1. Talent, 2. Fizic, 3. Mental. Din punctul tău de vedere, cum crezi tu că se împart procentele între astea trei în tenisul profesionist sau în jocul tău? Păi, eu aș spune că cel mai important în momentul de față este fizicul. Ok.
Pregătirea fizică, după părerea mea, în momentul de față este cam cea mai importantă, cel puțin pentru mine. Pentru că odată ce știu că sunt pregătită bine fizic, psihicul nu are cum să cedeze, pentru că știe că eu deja m-am antrenat luni de zile și am făcut chestia asta zilnic, n-ai cum în momentul ăsta să mă lași corpule. N-ai cum. Okay. Adică m-am antrenat atât de mult, fizicul cu mentalul sunt un întreg. Și clar, tehnica pe care o înveți de când ești mic, și de aia pot să spun că am avut norocul de a da de un antrenor care mi-a pus racheta în mână și consider că am o tehnică corectă. Curată. Clar că da, se mai poate, corectitudinea asta este subiectivă, ca să spun așa, că na, fiecare lovește diferit și ai văzut și tu câți jucători și jucătoare sunt pe top, în top și care lovesc cam strâmb, da. Ciudat. Exact. Hai să spunem așa. Pare ciudată lovitura, dar e foarte, cum spuneam noi, eficient. Eficientă, da. Da. Uite la Nadal. Da. Nu cred că nu te învață nimeni să dai forehand-ul așa, știi? Dar în fine. Bine, când ai mâna aceea, umărul ăla atât de bine lucrat și pregătirea și mentalul și tot ce are Nadal. Nadal este o forță absolut incredibilă. Apropo, Federer, Nadal sau Djokovic? Nadal. Nadal și Federer. Okay. Nu sunt fan Djokovic. Adică nu că nu sunt fan Djokovic. Vezi că te mai vezi cu ei pe la turnea cu atât bani. Ai grijă ce spui. Corect, îmi retrag cuvintele în primul toți și în trei. Primul rând. În primul și în primul rând. Nu prea mă uit la băieți. Ok. La tenisul de băieți. Da, bănuiam că asta e. Pentru că mi se pare că joacă foarte diferit de fete și efectiv în momentul în care mă uit la băieți când joacă, am impresia că sunt foarte slabă. Ok. Mai bine nu mă mai uit. Dar au multă forță de asta. Da, e diferit. Bun, hai să trecem la mașina asta. Ai condus vreun Porsche vreodată? Sau îți place marca? Cum te raportezi la marca Porsche? Păi, sunt mare fan Porsche. Da, bun, ne-am lămurit, suntem bine. Dețin și eu un Porsche. Serios? Macan, da. Wow, ok, bun. Și pe lângă faptul că sunt familie. Da, pe lângă faptul că sunt fan Porsche și este mașina mea favorită, mai sunt și mare fan Formula 1. Okay. Și condus. Cel mai mare hobby al meu este condusul după tenis. Deci îți dai seama, întrebarea asta a picat la fix. La fix. Da. Bun, și acum dacă întrebarea asta a picat la fix și ai Macan, să văd cât de aproape ești de răspunsul ăsta. Cât crezi tu că face mașina asta pe care o conducem acum? Adică un Taycan 4S, așa se cheamă. Cât costă? Nu, nu cât costă, lasă, că asta ne uităm noi. Ne uităm în showroom. Cât face de la 0 la 100 de kilometri accelerație? Câte secunde? Nu ți-am demonstrat, dar 2.4? Asta de aici face 4.0. Ah. Dar există Porsche Taycan Turbo și Porsche Taycan Turbo S. S, ok. Care se duc jos de tot, 2.3 secunde. Eu le-a pe alea le știam. Da, exact. Vezi, asta este o mașină pe care după ce îți vinzi Macanul, ți-o permis, poți să o cumperi. Sau, ți-am zis, Moni, avem treabă, Wimbledon... Porsche semifinală, finală de Wimbledon, după care te așteptăm la showroom. Da, exact. Foarte bine, așa facem. Bine, stai puțin că mai sunt și turneele de la Stuttgart. Așa. Deci, pe zgura aia. Exact. Ai o zgură foarte rapidă, cred că ți-ar plăcea. Da, și dacă... în sală. Exact. Indoor, zgură rapidă. E o zgură ciudată. Da. Spuneau că e un fel de ciment pe care ai pus praf. N-am jucat niciodată, dar clar, mi-aș dori foarte mult. Și cred că anul viitor, dacă o să fiu sănătoasă. Ne vedem acolo, de obicei sunt la turneul ăla. Super, perfect. Bun, da. Gabi, păi hai să lăsăm oamenii să treacă. Da. Da. Taycan. Așa. Mulțumesc mult pentru și timpul mulțumesc. Ăsta și baftă la turneu. Fie. Cu cine joci în primul tur? Am meci greu, bine, cu Țurenco. Da. Păi tu încep cu final, așa, păi vedem. Dacă ar fi așa de simplu, toți am fi campioni. Asta așa e vorba mea. Da, corect. Din păcate sunt condiții diferite. Trebuie să uit ce au fost săptămânile trecute. Nu e simplu pentru că, asta zic, chiar e totul diferit comparativ cu Palermo, cu Hamburg.
e diferit. Da, condițiile se schimbă, jocul se și schimbă. Și mai ales primele, primul și al doilea meci sunt grele, pentru că până te acomodezi trece puțin timp. Mm-hmm. Baftă multă, Gabi! Să fie, mulțumesc din suflet și super. Sper să ne vedem, să ne revedem cu bine!